Reprezentarea în sistemul binar a numărului 10.54 se va transmite după codificarea polinomial ciclică prin polinomul de generare g de x egal cu x la 2 plus 1. Care este mesajul binar transmis? Vom începe prin a scrie numărul 54 sub forma 2 la 5 plus 2 la 4 plus 2 la 2 plus 1. Care mai poate fi scris și ca 1, 1, 0, 1, 1, 0 în binar, adică x la 5 plus x la 4 plus x la 2 plus x. Polinomul g de x este x la 2 plus 1. Asta înseamnă că gradul polinomului este 2. Gradul este 2. După ce vom codifica mesajul 54 prin înmulțirea fiecărui termen al său cu 2, vom obține x la 7 plus x la 6 plus x la 4 plus x la 3, pe care îl vom împărți la x la 2 plus 1. Vom începe cu x la 5 și avem x la 7 plus x la a 6 plus x la 5 și vom avea x la 6 plus x la 5 plus x la 4 plus x la 3. Vom continua cu x la 4, vom avea x la 6 plus x la 4. Rezultatul va fi x la 5 plus x la a 3 și vom continua și cu x la 3. Rezultatul va fi x la 5 plus x la 3 și ne va da 0, ceea ce înseamnă că răspunsul este x la 7 plus x la 6 plus x la 4 plus x la a 3. Nu vom mai adăuga nimic la polinomul pe care l-am găsit inițial pentru că restul este 0. Iar acesta este răspunsul.